Salut, Sorin Pârcălab! Bine ai venit salut, în studioul salut. Nostru virtual. Salut, Sorin! Hei! Sorin, ce se întâmplă pe la voi? Ați deschis terasa la comics deja și vine lumea și vedeți oameni la față după atâta timp? Da, 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 asta ne bucură, dar asta ne și sperie în aceeași măsură, că noi încercăm să păstrăm toate normele de siguranță impuse și să avem mese la distanța la care trebuie să fie mesele puse, la 2 metri, da? Și avem dezinfectant pentru mâini, păstă tot oriunde mergi, poți să dai repede și așa. Și purtăm măști și oamenii care vin nu poartă. Și după aia ne uităm la cazurile care cresc și suntem, bă, sper că începe să purtați măști, că noi vrem să mai vedem oameni la față, vrem să putem face show-uri. Dar da, am deschis terasa și este, nu-ți vine să crezi, cât aproape de normal pare. Care e programul la voi? Care e programul la voi în perioada asta? Adică am înțeles că mai vin și băieții din alte cluburi să facă show la voi. Da, da, da. Fiind amăreții fără terasă. Care dispune de terasă, adică clubul nostru. Am chemat și alți oameni din alte cluburi care n-au terase, spre exemplu de la 99, să joacă cu minge la noi în curte. Și avem program așa, marți avem niște oameni care sunt niște comedianți, care așa zic ei, niște oameni. După aia, miercuri, avem o open mic în care urcă oamenii care sunt la început și vor să facă, să vadă care e treaba cu scena. Vreau și eu după acolo. După aia, joi, vineri și sâmbătă, păi te rog, ne zici, îți facem loc, dăm din coate și cumva te băgăm pe pile. Așa, și joi, vineri, sâmbătă. Și joi, vineri, sâmbătă, joi, vineri. Să știi că nu se dau bani la seara aia. A, păi nu mai vin atunci. Eu am zis să fiu transparent acum cu tine, ca să nu avem discuții după aia. Și joi, vineri, sâmbătă avem așa, joi și vineri suntem noi și băieții de la 99 și vineri suntem doar noi. Și avem câte două show-uri de la 7 și de la 9 jumate. Deci când zici noi, te referi la echipa Sorin, tu, plus Cristi, plus Sergiu, Toma. Plus Toma. Sergiu săptămâna asta nu este, pentru că este plecat într-un fel de concediu, nu știu unde, și-a închiriat ceva, că să se ducă, cred că în pustiu, că Sergiu e destul de atent, cu mască, cu faze de-astea și cred că se îmbracă în pungi din astea de gunoi, dă cu scoci și se duce până la munte unde își dă masca jos. Eu pe Sergiu l-am văzut la față doar pe scenă. Și pe scenă mai trage aer pe nas, așa mai respiră, e foarte... Auzi, dar atent. Cum e publicul în perioada asta de după pandemie? Sunt mai speriați, nu știu, sunt... Sunt mai puțin în sală. Asta da. De-aia facem mai multe spectacole ca să vină oameni, ca să putem atinge cota aia de spectatori care să facă rentabil afacerea. Cota aia de hai să nu ne închidem. Bă, da, 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 hai să ne plătim oamenii și furnizorii și... și să și mâncăm. Cum sunt oamenii? Nu, știi ce am remarcat? Să cumva mai dispuși să treacă cu vederea faptul că nu suntem noi de vină că plouă. Știi? Acum vreo anul trecut, dacă ploua puțin, mamă, deci se uitau la noi de parcă am fost noi proști, dar am uitat să închidem terasa ceva de plouă și să luau și plecau, adică erau la modul, eu nu stau în condițiile astea. Și acum au fost niște ploi torențiale așa de 6 minute, toată lumea a stat cu umbreluțe, a stat toată lumea, nimeni nu vrea să plece, cumva... Cred că și lor le dă așa o senzație de normalitate, că nimeni nu vrea să trăiască perioada asta distopică de... Da. Uite, aș vrea să vorbesc despre alte perioade din viața noastră și în special din viața ta. Sunt curios cum era pentru tine la început, cum era în perioada în care erai un comediant... nu câștiga așa mulți bani, că ai vorbit despre open mic mai devreme și mi-ai zis că nu se dau bani acolo. Și chiar aș vrea să știu, da, chiar aș vrea să știu pentru oamenii care
Uite, poate ne ascultă acum, imaginează-ți, mulți oameni că, corporatiști sau în alte joburi, care se gândesc, așa, bă, sunt amuzant, prietenii îmi spun că sunt amuzant, m-aș lăsa de jobul meu să mă apuc de stand-up. Oare o să câștig bani din asta, mă duce undeva, o să rezist 3 luni sau mor de foame? Și sunt curios cum a fost pentru tine. Mor de foame, asta e. Ce nu cred că îți dispuși oamenii să facă este să treacă printr-o bucată de... sacrificiu asumat, adică să fie la modul ok, vreau să fac asta, o iau de jos, o să fie greu, mă mut în garsonieră cu încă 3 ca să putem plăti. Wow. nu cred că ai genul ăsta de atitudine de, și nu cred că mai sunt oameni cu așa mare drag de a face stand-up. Cumva acum să știe că poți trăi din chestia asta. Noi când ne-am apucat de chestia asta, nu știam dacă o să țină curentul, adică a fost așa o... Bă, hai să sperăm. Și eu personal am avut alt traseu față de restul comedianților din București. Adică? Și eu chiar... Păi eu stăteam în Timișoara. Timișoara nu era club de comedie, în București era Deco. Și eu de acolo am început să fac stand-up și cumva a fost o perioadă în care mi-am asumat că o să fiu sărac. Eu am terminat o facultate care îmi permitea să mă angajez imediat ce am terminat și pe bani destul de buni. Și ce facultate? Colegii mei lucrau electronică și telecomunicații. Și colegii mei lucrau pe la, erau în tot felul de proiecte, pe la Siemens, pe la pe unde să, na, Continental sau ceva genul ăsta. Și eu n-am apucat să lucrez și mi-am asumat că o să am o perioadă de sărăcie și într-adevăr așa a fost. A fost o perioadă de sărăcie în care ne număram banii de shawarma, mâncam pe capotă de la mașină. Adică astea sunt niște bucăți pe care noi le-am asumat atunci și nu cred că un corporatist care s-a obișnuit cu cafea de la Starbucks ieșit în oraș cu o gagică poate să treacă prin chestia asta ca să se lase. Câți ani a durat așa și ce făceai? Făceai show-uri? Te duceai la open mic-uri? Aveai show-uri pe unde? În Timișoara sau prin țară? Noi puneam, era așa o sălbăticie, oamenii nu știau de stand-up. Deci în 2008 erau câțiva oameni care știau de stand-up și o grămadă de alți oameni care nu știau, patroni și așa. Și era foarte dificil să-i convingi să facă un show de comedie, plus că noi când în 2008 treburile în Horeca mergeau foarte bine. Ei aveau spectacole, adică aveau cluburile pline de undeva de marți seara până sâmbătă în continuu. Și adică cluburile care mergeau prost aveau marți și miercuri liber. Cu muzică, când nu? Ceream adică... câte o zi de când ceream câte o zi de spectacol, primeam marți. Luni sau marți, aia era ziua de spectacol, luni sau marți. Și cea miercuri, nu, că miercuri e plin. Și pe măsură ce vine criza și s-a așezat așa criza ca un copac în slow motion, am văzut așa că ne cereau miercuri, joi și după aia toți erau, hai sâmbătă, vină sâmbătă la mine. Dar, da, și ce să zic, alea erau vremurile. De aia zic că poți să faci chestia asta, implică sacrificiu. Dacă nu tai timp de la muncă, o să tai timp de la familie sau iubită. Și în tot mixul ăsta o să fie un frecuș care îți dă material, pentru că certurile alea o să genereze niște frustrări. Chiar. Acum mi-am adus aminte că am văzut o bucată de la tine pusă pe YouTube recent. E bucata asta cu ei gratis, doamnă, în care povesteai că cineva v-a trimis la un hotel la un moment dat, că era prima oară când un patron... Băieți de la 99. Ei erau? Nu știam. Eu încă nu locuiam în București și Club 99 ne-au chemat să facem un show la ei. Și ca orice club ne-au dat miercuri sau ceva, joi, nu mai știu. Așa. Și ne-au dat cazare la Marriott și aia a fost faza, că faza este for real cap-coadă. Ce n-am povestit acolo eram că a fost că eram 3 oameni. Mai era... colegul ăsta meu cu care eram avea un frate și noi uneori făceam la finalul show-urilor pantomimă, nu știu dacă eu am fost la România Talent, nu știu dacă știți. Așa. A fost ești Raul Gheba. O pantomimă te muzicală. Știu. Ce? Ești Raul Gheba, te știu. Da, eu sunt, bună. Așa.
Așa, da, și noi n-am știut că avem voie să mai luăm un om sus în cameră, că noi aveam cameră de două persoane, că e așa, ori făcut rezervare. Și am ajuns acolo și eram, bă, man, eu dorm, că eu sunt șoferul, dorm în hotel, că mâine avem de condus. Ăsta la altul a zis, bă, și eu vreau să dorm în hotel. Și pe al treilea am zis, bă, gata, hai să-l punem în mașină. Și cumva, la recepție, mi-a zis tantea aia că aveți voie și la un oaspete. Și noi când am auzit că avem voie la un oaspete, am chemat pe ăla din mașină. Pentru că în cameră, într-adevăr, era un pat super mare și o canapea. Dar a fost... Este când, în momentele astea, îți dai seama ce înseamnă sărăcia, unde este lipsa de educație, că n-ai nicio educație, nu înțelegi cum funcționează cafeaua aia, de poți să bei cât vrei. Asta cine o plătește, cafeaua asta? Sorin, dacă ți-ar lua Dumnezeu harul acum, ți-ar lua amuzamentul ăsta contagios, ce-i face? Ce aș face? Of, Doamne, dar câte locuri de muncă sunt plătite mai prost. Dar dacă nu mi-ar lua mințile de tot și doar partea asta de să nu, da, să nu mai pot fi funny, m-aș apuca de un startup. M-aș apuca de un startup. Cu ce? Eu vreau să-mi fac, de exemplu, un salon de masaj coregrafic. Cu oameni, cu masori care fac o coregrafie pe spatele tău cu mâinile și tu ți alegi dacă vrei rock, dacă vrei ceva blues. Asta, foarte mișto. Poți să vin cu un input? Da. Poți să-ți scrie știrile în timp ce stai acolo, să-ți scrie știrile cu degetul pe spate în timp ce îți fac masaj, ca să fie două într-una. Mamă, dar ce complicat, adică e, pe principiul ăsta pune oameni să o lărească pe tine. Nu, frate, dar e chiar o idee foarte bună. Dar stai un pic, că ție ți-e frică că, adică ție ți-e milă de oamenii care lucrează acolo sau e complicat pentru noi să citești? Că n-am, mi se pare complicat seama business-ul, nu neapărat, nu m-am gândit la nu omul ăla săracul de ăsta. Nu e complicat deloc. Îți trebuie ulei și mâini. Îți trebuie ulei și mâini. Asta e tot ce. Și o masă. E ușor. Și șurubel oricum vrea să. Păi da, dar eu gândeam business, că fac și oale. Deci eu dacă pun un om să o lărească, dar știi care e faza, că atât timp cât tu ai mâna pe oală, nu ai pe spatele omului. Trebuie să cumva să ții cu cotul. Trebuie să ții cu cotul așa, să învârtă omul sub tine și cu restul mâinii să o lărești. Să se descurce ei, mă, stau eu să-mi bat capul. Înțeles. Bă, oricum, mi se pare mai simplu decât ideea lui Șurub. El e dispus să își asume începutul ăsta, că e un startup. El o să lucreze el în primul fază acolo, până să angajeze oameni. La cum e ideea, e un stop-up. Un stop-up. Ce? Deci că la cum mi-a venit mie ideea, e un stop-up, nu e un startup. Ah, un stop-up, ok, bun. Așa, tu ce vrei să-ți deschizi, că te-am întrerupt? Bă, eu nu vreau să zic, pentru că chiar vreau să fac chestia asta. Băi, și eu voiam să fac asta cu salonul de masaj și acum o să-mi ia oameni. Nu că asta, s-o dar nu montaj. Asta, eu am o idee care îmi place foarte mult și nu vreau să o zic până nu mă apuc de ea. Bine, să nu-ți faci radio. E legală? Da, e foarte legală. Ah, ok. E doar, aia cu... Place mie, nu? Vrei să-ți faci, zi, stai să pot să ghicesc, vrei să-ți faci o fabrică de bomboane de ciocolată în forme nemai întâlnite? Gen bujii de ciocolată, cheie franceză de ciocolată, din astea. O să mă gândesc altceva acum. E bună și... Lavaliere de ciocolată. Bielete. Bun, da. Deci nu scoatem ideea. Nu știu, habar n-am, dar cred că e și o bucurie să treci de un moment din ăsta așa, când nu mai ai oameni așteptări de la tine, că știi, bă, ăsta nu mai e funny. Cred că e așa un moment de relaxare. De, bă, da, na, am fost, acum nu mai ies. Fuh. Nu mai trebuie să am presiunea aia să fac oamenii să râdă. Sorin, dacă ar fi să-mi recomanzi un comedian de la comic, să ai o singură opțiune, aia e. Unul singur, trebuie să mă duc să-l văd, dar doar pe unul. Care e cel mai amuzant? Mm. În afară de tine, evident. Nu cred că pot să fac asta. Hai, te fă pentru mine. Pentru că n-ai cum să vezi pe Cristi cu ceilalți, fără să vezi pe Toma în același timp. Sau pe Sergiu, că suntem toți.
Deci nu, nu este. Asta ce faci tu, asta ce faci tu nu se face. Da, dacă ar fi să ascult, dacă ar fi să ascult pe unul dintre voi. Foarte simplu. La radio. Pe Ionuț. Pe Ionuț, simplu. Pe Ionuț? Pe Ionuț, da. Pe Bogdan, mă, pe Bogdan. Și tu zici Șurubel acum. Nu, pe Șurubel. Bogdan e cel mai confortabil în momentul ăsta, că nu zici nimic. Se pare cel mai confortabil de ascultat. Da. Înțeleg că nu poți să-ți să alegi între colegii tăi. Între copiii tăi, practic. Dar nu poți să aleg în general, pentru că am mai auzit chestia asta și cumva nu prea există răspuns la, adică există răspuns la întrebarea asta, mă tot întreabă oamenii că zi-mi primii trei comedianți care îți plac foarte mult. Nu pot să zic că sunt trei comedianți care îmi plac foarte mult, pentru că la fiecare comedian poți să râvnești ceva, știi? Adică da, acum e lui CK, au fost lui CK pe val, după aia au căzut pentru că probleme cu mâna și după aia o să revină, acum e Bill Burr, după aia o să fie altul. Nu cred că este, cred că în general dacă îți face stand-up, îți face stand-up cam tot și e foarte greu să extragi niște oameni, că tot timpul o să găsești un om care o să-ți placă într-un fel anume. Este un tip care îmi place acum, Joe Coy, pe Netflix. E un filipinez. Și eu nu știam de băiatul ăsta. Nu are o glumă atât de, cum să spun, adâncă să zic, bă, da. Nu, e ceva cam cum fac eu așa. Cumva ești, da, ok, nice. Îmi place. Este într-o zonă în care e light și mi se pare foarte fun, că are ceva anume, are o carismă. De-aia spun că nu e foarte greu să... Ok, care îți place? Trebuie să... De la ăla îți place ceva, de la ăla îți place... De la unul îți place unghiul, de la unul îți place delivery-ul, de la unul îți place... îți placă poveștile pe care le are. Bine, deci Cristi Popescu, da? Răspunsul la întrebarea e Cristi Popescu. Sau Toma. Eu voiam să te întreb ceva legat de viața de comedian, în care vreau să intru, mi-aș dori la un moment dat să fiu, și nu sunt sigur de statutul de rockstar al comediantului, adică eu știu că rockstarurile în general beau înainte, după show, în timpul show-ului. Sunt curios, comedianții ce trebuie să facă? Se bea ca și comediant? Bei înainte? Nu există ceva ce trebuie făcut dacă ești comediant. Eu am avut, cred că 3 ani de zile în care urcam pe scenă doar cu apă plată și îmi deschideam o bere după ce coboram după scenă. E voie cu apă plată acolo? Avansat. Acum beau apă plată după. Am înțeles. Așa. Dar s-a întâmplat vreodată să te împiedice alcoolul de la a da glumele corect? Da, dar știi ce îți strică mai mult? Îți strică timing-ul. Asta e unul, strică timing-ul. Doi, mie mi se întâmplă că în clipa în care trec de un anumit prag, am limbarniță și nu mai sunt coerent către direcția în care mă duc. Îmi vin tot felul de idei și tot mai încep să pun pe glume, știi? Și pare așa o rețetă din asta de, nu știi, deci o pornit ciorbă de burtă, dar au ajuns un fel de felul 2, că e și groasă, nici nu știi ce e acolo. Dar cumva comestibil, adică văd oamenii că nu-s la modul, mamă, a fost praf. Dar ce cred că te ajută foarte mult este să nu... Ce te ajută foarte mult este să nu fii agresiv. Adică dacă ești genul de om care atunci când bea e happy, te ajută. Dacă ești genul care atunci când bea devine agresiv, nu te ajută deloc. Cum te vede pe tine femeia din viața ta? Ca umorist, ești la fel de amuzant și acasă sau acolo ai un public mai dificil? În general acasă ai un public cam dificil, pentru că ăla e peretele în care dai când dai o glumă. Și dacă ai văzut pereți din aia, când dai cu mingea de tenis, nu? Ca să-ți faci mâna, au urme. Și cumva, da. Urmele alea cumva sunt acolo. Soția mea nu râde niciodată la nimic din ce fac. Nu, eu nu pretind oricum că aș fi amuzant în general, dar ea chiar nu râde, ea zice că sunt un om care nu are simțul umorului. Asta pentru că aflăm despre noi că suntem așa, toată lumea află, pentru că
cumva să obișnuiesc, să obișnuiește creierul cu felul a de a gândi. Și atunci nu mai este surprinzător și în comedie trebuie să fie cumva surprinzător, ce să zici. De altfel, tu dacă te uiți la ea acum, nici ție nu se pare că e o ființă foarte fan. Dar ce anume, acum că mă gândesc. Mai ales după ce i-a zis așa. Ce? Zic, mai ales după ce i-a vorbit așa. Păi da, asta zic, că nu cred. E foarte, e foarte greu să păstrezi umorul la nivelul ăla. Pentru că te mai pasă unele lucruri. Uneori vrei doar să fii rău, nu vrei să ai niciun mesaj comic în spate, vrei doar să dai. Auzi, da, simți, adică ok, acasă e greu să faci glume, dar simți presiunea de a fi amuzant cu vecinii sau... Dacă te duci la ședința de bloc, de exemplu, no. Și știu trei dintre ei că ești comedian. Nu ți-a iurat să fii serios, adică să dai cu pumnul în masă, tu știi? Băi, nu dar nu dau cu pumnul în masă, dau, nu, nu, adică sunt în zona care aș putea să dau cu pumnul în masă, adică în sensul că am predispoziția necesară să dau cu pumnul în masă. Dar nu, eu în principiu sunt destul de serios în viața de zi cu zi, că am un loc în care să vărs bucuria asta. Dar asta n-a fost așa, că până să mă apuc de comedie eram clownul clasei, eram bufonul și toată lumea, adică îmi plăcea să fac oamenii să râdă sau așa. Acum de când am o zonă în care canalizez, sunt foarte degajat și sunt liniștit și nu vreau să fiu, nu tind să fiu funny. Și de multe ori doar urcios, așa, ca un... N-ai fost ok cu noi, să știi. Bătrân. Chiar ai fost super. Uite, vezi omul ăla încruntat de acolo, e comediant. Ok, ăla sigur, da. Da, ăla care, da. Ăla care stă așa, mereu, și conduce așa. Tot așa. Și înjură. Bine, las că de înjurat înjură și pe scenă, nu e? Dar zic așa, de diferență. E o diferență că pe scenă înjură așa? Și alăreți în jur așa. Aia e tonul. Am altă mimică aici. Cuvintele sunt tot cam alea, dar tonul e... Da, doar că în viața reală chiar cred. E un plus de sinceritate. Mulțumim, Sorin Părcălaptea, Rasa Comics e deschisă. Mulțumesc și eu, mulțumesc și vă așteptăm la noi la terasă. Deschisă în București? Da, pe Nerva Crea numărul 4. Dar în țară când ajunge să faceți show? Nu știu, acum vedem, așteptăm de la impresar să găsească niște terase care poate să ducă niște zeci de oameni cu distanțare. Cu simțul modului. Da, ok, funny. Uite, vezi, eu am râs. Trebuia să te căsătorești cu Sorin. Nevastă ta acum că trebuia să fie acolo. O să-i trimit filmarea asta. Uite, a râs Sorin. Ok, ok. Bun. Okay. Mersi frumos, Sorin. Abia aștept să vedem la show. Să aveți o zi faină. Salutăm. Ciao. Show-ul scadă. Pa, pa, pa. Ce se vrează. Pa, pa.